Casa de Cultură din Jibou îi așteaptă pe micuți la spectacol. Pe scena instituției de cultură vor fi puse în scenă astăzi și mâine trei trupe de teatru pentru păpuși. Este vorba despre Scufița Roșie, Pățaniile Vulpii și Jack și Vrejul de Fasole. Daniel Săuca, directorul Centrului de Cultură și Artă al Județului Seleaj, a declarat că festivalul a început astăzi și se va încheia mâine la eveniment, participând mai multe trupe de păpușari din Jibou, Dej și Cluj. Organizatorii Festivalului Național de Păpuși Trăistuța cu povești sunt Casa de Cultură din Jibou și Primăria Jibou, iar partener la eveniment este Centrul de Cultură și Artă al Județului Selaj. Trebuie spus de asemenea că în acest an Centrul de Cultură și Artă al Județului Selaj va organiza și alte festivaluri de teatru. Astfel, la Cehul Silvaniei va avea loc în luna octombrie o nouă ediție a festivalului concurs de teatru PADIF, urmând ca în luna noiembrie în Selaj să fie organizată cea de-a treia ediție a festivalului județean de teatru pentru elevi.